Bună, dragii mei! M-a fost doar de mine și mie mi-a fost doar de voi. Am făcut pauza asta de vară în care ne-am gândit ce să facem, cum să vă aducem mai aproape de noi și mi-am făcut emisiune, pur și simplu. Mi-am făcut o emisiune care va fi în care o să vă iau alături de mine, alături de oameni pe care îi cunosc, în ipostaze pe care nu le-ați mai văzut, Va fi o călătorie, vor fi tot timpul uh, niște setup-uri diferite. Să știți că nu vă, nu vă obișnuiți cu acest setup, dar acest setup este primul pentru că este acasă la mine, locul de unde mi-au puterea, de unde mi-au uh, în fiecare zi energia și am și un prim invitat, care este cel mai important invitat pe care o să-l am vreodată, pentru că este omul care îmi dă mie toată încrederea pe care o am în mine. Omul care mă iubește necondiționat, omul care mă știe așa cum nu mă știe nimeni, este răzvan. Bună răzvan! Bună. Ai emoționat, așa? Din prima am zis că. Nu știu, mai stăm și noi un pic îmi dai o cafea, dar din nu prima mai -ai luat. Așa, cafea emoție acolo, pe emoție. dacă vrei. Uh, da, să știi că da. Că simt nevoia după introducerea asta să. Uh, da, am fost surprins când m-a sunat producătorul emisiunii și m-a invitat aici. Mă gândeam, dar ce am eu atât de special încât să fiu în prima, primul episod, în prima ediție uh. Uh, invitat. Ai totul, mă rog. răzvan. Ai totul. Da. Mă rog, ar trebui să le spunem că fiind primul episod, de fapt, suntem cu doi coprezentatori și doi invitați. Exact. cam exact. asta sunt. Încercăm să fim cât mai transparenți ca să arătăm și să ilustrăm cât mai bine în primul episod ceea ce vrem noi să facem mai departe cu... Această emisiune, să o numim mai emisiune, nu se e frică. Hai să o numim cum se numește, te rog frumos. Se uită Uite numește... la cameră și prezintă frumos. Cum se numește? Se numește Solon Personal cu doamna Amalia. Deci, noi chiar asta... vrem Solon Personal. Pentru asta că toată dorim. lumea, știți, zice, băi, nu o luași tu personal. Ba, da, eu vreau să o luăm foarte personal. Cu toți invitații. Da. nu așa? Da, să descoperim, să-i descoperim, dincolo de niște lucruri pe care fiecare invitat în partele uh, are, nu știu, că este vedetă, că este profesionist în, într-o anumită arie, să vedem, dincolo de lucrurile care se văd, în special în social media, cum sunt oamenii ăștia. Uh -huh. Și că, de fapt, toți suntem la fel. Adică suntem la fel cu voi care vă uitați, sunt la fel cu cei care îi urmăresc pe anumite canale de socializare, cu aceleași probleme, cu aceleași anxietăți, cu aceleași frici. Și să le descoperim, să vedem cum alții au reușit să le depășească, sau poate nu le-au depășit, care sunt luptele fiecăruia, care sunt bucuriile fiecăruia, din ce și-au puterea și, și bine, energia. Asta vrem și noi să facem până la urmă, că de asta spun, nu descoperim numai pentru cei care se uită, descoperim și pentru noi. Că până la urmă, acum, astăzi, în momentul în care uh, e o dezbatere întreagă pe zona de familie, de cupluri, de cum ar trebui să faci anumite lucruri, avem nevoie. de niște exemple, avem nevoie de niște modele, avem nevoie de niște ghidaje, dacă vrei. Astea se pot face, nu știu de a apărat în cum să spun, într-un mod indirect, cât în modul direct, prin exemplu personal pe care. Îl luăm de la alții, prin da. a ne inspira. Cred că despre asta e, se va întâmpla în uh, solon personal cu doamna Amalia. Mm -hmm. Exact. Și vom încerca hai, să o luăm cât să luăm mai personal. personal. Hai solon personal. Cu te hai... rog frumos, Amalia, că acum vreau să fiu invitat. Întreabă-mă, te rog frumos. Ia te rog să Cu ce te-ai pregătit tu? Eu m-am pregătit să te întreb pe tine cum ai cunoscut-o pe doamna Amalia. Vezi? A, începem începem <laughs> m -așa, m așa, începem da, în greu. Începem în greu. Da. Uh, pe doamna Amalia am cunoscut-o... <laughs> Era o superbă după amiază de, de, vară, când împreună cu niște prieteni mergeam la reuniunea de facultate a lor undeva la Cheia. Pe drum, pe la jumătatea drumului, mi-aduc aminte, era o Dacia 1310, pe care o încărcasem, porbagajul, noi eram responsabil cu băutura. Și aveam, da, mă rog, și aveam porbagajul plin de navete de bere și de tot felul de băuturi. Și a fost foarte frumos, că drumul era destul de aglomerat și la un moment dat, pe la jumătatea drumului, ne-am ajuns la o intersecție la în drumul spre Cheia, unde s-a frânat. Și a frânat cineva în porbagajul nostru și băutura pe care nu mai era. Da. Care era, nu Așa mai era. și? Și am ajuns într-un final la Cheia și la Cheia a apărut, la un moment dat, și doamna Amalia, Aha. ca o floare. Țin minte, și acum aveai... Eu... Un training alb, dacă nu mă înșel, training, da, eu nu -mi două, două piese așa, știi, adică a da, frumos, păi era așa. Da, era perioada mea în care eram foarte, descoperisem brandurile și așa, și mă îmbrăcam la fel. Adică da. dacă aveam, eram totul la fel. Adidasul la fel, trailing la fel, după aia, geanta la fel, pantofii la fel, că așa știam eu. Elegant. Că că îți, dai seama, elegant. Era deci, da. îți dai seama că eu știam, frate, ai totul la fel. Dacă n-ai la fel, ești sărac, că ai pus toate din toate alea, nu e bine. Da. Deci te-am impresionat și așa. Da, asta a fost prima impresionare, ca să nu zic impresie, pe care am văzut-o la tine. Mă rog, și acolo ne-am cunoscut în acel grup de prieteni. Da, fiecare era cu, cum s-ar zice, mosi. Da. Atunci? Da, da, da. Și Fiecare era pe treaba lui. Asta se întâmpla acum 20 și ceva de ani, da? Eram mici. Da. Mă rog, ideea e că ne-am împrietenit acolo, am rămas cu grupul ăsta de prieteni, am ținut legătura, după care, prin prisma uh, profesională și vieții, noi am mai colaborat de-a lungul timpului. Am rămas în legătură, am rămas prieteni. Mm. Și dacă știam noi. Mă rog, și drumurile noastre s-au dus până da. acum niște câțiva acum... ani de zile, când da. am fost și împreună. Mă rog, știu că eu am citit undeva la un moment dat un articol cu tu mi-a fost căsătorită, cred că. Nu, da, mă, nu mai spunești că... tu la oameni, da, poate nu toată lumea Și după ce s-au da. separat <laughs> aceste căsătorii, ca să spun așa, s-a da. produs și întâmplarea Și Se de atunci mai am rămas ce împreună să Și vă dați seama că mai toată lumea știe ce înseamnă, chiar dacă n-au trecut ei, știu ce înseamnă să treci printr-un divorț Mai ales să treci printr-un divorț cu o persoană foarte cunoscută Eu am crezut sincer că după ce divorțez nimeni nu o să mai vorbească cu mine, adică eu chiar am crezut, ce cred foarte mulți dintre haterii mei, că sunt pur și simplu doamna Năstase și atât. Și am zis, da mă, asta e, gata, deci nu o să mai vorbească nimeni cu mine, o să mă întorc înapoi la viața mea dinainte și asta e, asta am ales. N-a fost așa, să știți, îmi pare rău pentru hateri, adică se pare că n-am fost doar... Doamna soția cuiva, și se pare că lumea m-a apreciat foarte mult după aceea. Adică eu am început o carieră după ce am divorțat. Mă rog, nu știu dacă ai început neapărat o carieră tu. Nu, am instituționalizat Aia, da. 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 Știi? -ai și ai dat o aluie de business, că până da. atunci o făceai ca hobby. Exact. Mai mult. Să ne întoarcem puțin la, la viața noastră împreună după ce am constituit un cuplu. Eu aveam doi copii atunci, trebuia să găsesc pe cineva cu care să fiu, pe care să-l iubesc, dar cea mai importantă, cum să spun, cerință în viața mea era să găsesc pe cineva care pur și simplu să iubească fetele. Nu aș fi avut o relație cu un alt bărbat care nu ar fi fost la fel de atașat de fete cum era de mine și, spune -mi cum a fost pentru tine. Întâlnirea cu fetele și, cum să zic... Da, ne ducem acolo acum? Ne ducem ne acolo ne ducem acum. Acolo. Am zis că ne ducem acolo, nu? Da, Ce vreți? Întâlnirea cu fetele. Le știam pe Nu întâlnirea, că fete adică că... cum a fost când ți-ai dat seama că, drang, da. că ai doi copii? Păi nu, n-a -a, -a fost niciodată. Nu am mai discutat lucrul ăsta. Că pentru mine n-a fost, o cum să spun, modul ăsta de șoc sau de, cum să spun, o, o, o realizare... La pro, zis, da, nu, sau bă, stai -mă puțin, că de mâine, știi? Să nu, deci tot scoan. a fost și acum, serios, dar știi că și întotdeauna, și am mai povestit chestia asta, a fost natural, a fost, nu, repede, nu a fost o realizare de pe pe mâine că gata, s-a întâmplat ceva. Nu, pentru că oricum le știam pe fete, oricum cum să zic, integrarea în viața lor s-a produs. Foarte lent și uh, nu, nu, nu am intrat cu bocanci în viața nimănui niciodată și niciodată n-am vrut să, uh, cum să spun, să uh, îmi impun eu un rol. Și asta a fost foarte important. Și la, la fel nu e o chestie pe care am făcut-o conștient, uh -huh. ci o chestie care a decurs de la sine. A fost o chestie cât se poate de naturală pentru că fetele le-am iubit din totdeauna. adică nu mi se pare că a fost un moment în care eu am început să mă gândesc dacă le o să le iubesc Ia, pe mă, fete să le sau iubesc nu. Serios. <laughs> și de asta și comportamentul meu vis-a-vis -vis de ele a fost întotdeauna natural și întotdeauna ne-am raportat, am avut o relație Undeva cum să zic împărțită între prietenie, responsabilitate, o figură care totuși are o autoritate și fără să vreau să înlocuiesc pe nimeni, fără să vreau să suplinesc ceva, da, da, fără da, să vreau bine. să mă impun. Eu nu cred și că există, da, eu nu cred că există cineva în viață care crede că poate înlocui uh, un alt tată, o altă mm. mamă, Ci, adică sau o exista, nu știu, dar la noi n-a existat asta, la noi a existat doar raportarea directă. Știi? Da. Suntem aici, cum facem, ce facem? Și cum, și cum susținem celelalte relații. Pentru că tot timpul. Exact. Nu, singura, sunt singura. Foarte chesti... mult relațiile uh, cu tata, cu celelalte rude. Adică, la noi, tot timpul, copiii n-au simțit niciodată vreo criză. Niciodată. Și uh, îi mulțumesc, Răzvan pentru că a fost alături de mine și a înțeles că este asta și a știut să facă ca fetele să nu simtă nicio criză. Da, nu știu cât am știut, pur și simplu am mers după, cum să zic, partea emoțională și sentimentală, dacă vrei Adică, cred că avantajul pe care l-am avut, da, sau darul pe care l-am avut întotdeauna, dar dat de Dumnezeu Adică să, să simt unde să mă duc, să simt pe ce, cum să abordez un subiect uh -huh. natural Fără să stau să gândesc la modul logic, uite, trebuie să fac asta și asta, că nu e un joc de șac uh -huh. Și în uh -huh. momentul în care... Intervine, intervine emoțiile unor copii, dragostea copiilor, nu poți să le gândești așa, pentru că involuntar o să apară un perete, că nu e pe o bază de emoție, pe o bază de strategie. Da, da, da. Și atunci nu e ok. Și niciodată n-am făcut lucrul ăsta, cu toate că eu în viața de zi cu zi asta fac, strategie, ca să spun așa. Aici nu, nu s-a aplicat, pentru că a existat întotdeauna dragostea și atunci a primat. Și atunci asta a ghidat până la urmă toate acțiunile. De ani de zile de la început Și încă o dată, faptul că niciodată n-am vrut să să impun eu un anumit rol m-a ajutat foarte mult în relația cu ele Pentru că rolul pe care l-am acum și care s-a dobândit în timp este un rol pe care ele mi l-au întribuit Și asta era cel mai important Ce mi atribuie ele, cum cum asumă ele deci am mm. rezolvat și asta cu copiii. Dacă vreți sfaturi, ne scrieți pe adresa redacției. Continuând această poveste, da, fetele au crescut. Au crescut frumos, au crescut fericite. Asta, da. mă rog, poate să le, e un lucru mm -hmm. pe care și ele poate să-l confirme. S au crescut și niște copii împlinit și empatici și bun la suflet. Și a venit momentul în care unii dintre ei da, da, da. și-au luat la revedere mm -hmm. Și s-au dus la Paris. Uh -huh. Și povestește-ne cum e chestia asta și cum, nu știu, trebuie privită din exterior. Pentru că, pe de, -o, pe de o parte, tu, ca mamă, ai niște trăiri, pe cealaltă parte, ai iarăși niște uh, chestii astea puse de societate în care vin o stă de oameni să te întrebe, dar cum e acum? că știi, puiul că a zburat. Da. Nu, nu mai e întrebați, dramatic. Nu e dramatic. E o bucuria a părintelui. Părinții. Da? cărora le pleacă copiii la studii sau să mărită sau pleacă de acasă, nu mă întrebați, cum e că a plecat? Că deja tu știi că cumva ar trebui să fie rău și mai învârs cuțit un în rană părintelui. Asta e una. Numărul doi, eu nu mă simt în niciun fel rău că a plecat Alesia de acasă pentru că a plecat să-i fie bine și împreună am muncit ca ea să plece de acasă. Adică ar fi puțin stupid să mă smiorcăi că a plecat de acasă pentru că a fie bine. Eu sunt foarte apropiată de ea și o simt în fiecare zi și simt ce fac toți copiii mei și o simt că e frică și ei și că nu e ușor, dar știu că va fi extrem de bine și pentru asta mi-e încrește sufletul. Eu în fiecare zi mă gândesc cât de mișto îi va fi și viața și ce va face ea și, Deci nu mi-este niciun fel, nu plâng, nu mi-a trimis cineva o poezie în franceză Doamne ferește că îți pleacă copilul Pleacă la, mine. la bine e, Nu e, mai vă gândiți la mine e, că mi-e rău, că nu mi-e rău mi -e Există bine. și partea de, de, de emoții, există și partea de dor, care asta nu se neagă dar da, care nu da, sunt nu niște drame până la urmă, și până la urmă suntem adulți și trebuie să trecem peste niște lucruri de genul ăsta. Acum, nu vă gândiți că vorbesc în fiecare zi la telefon de 50 de ori și pe da, FaceTime, normal. și de la de cum se nu... dă drumul la mașina de spălat exact. până la ce ai făcut la școală astăzi. Nu, bine, în ziua de astăzi, hai să fim serioși, nu pleacă exact. copilul de acasă și ca în 1850 da, și da, trebuia da. să trimiți un porumbel bel da. care ajungea peste 5 săptămâni. Acum e legătura permanentă, e FaceTime. E... FaceTime sunt tehnologia ne ajută și tehnologia aviatică ne ajută da. că nu zbor de două ore <coughs> jumate până la urmă la Exact. O... Nu Dar... și m-a sunat într-o seară pe FaceTime că venise poliția să aresteze pe unii pe stradă. Adică ne-a și distrat, că a zis, mm. uite mama, eu am lecții și uite-i pe ăștia ce fac. Păi da, mă, Corect. mai Adică noi, noi tot timpul am luat viața așa N-am luat-o foarte în serios. Adică, toate, tot ce se întâmplă la un moment dat a fost pentru noi luat în glumă. Pentru că, oricât de răuție, și aici ajungem la uh, obstacole din viața noastră. Pentru că eu știu că voi credeți tot ce vedeți pe Instagram și credeți că viața este tot timpul superbă pentru toți și eu am niște milioane de euro în cont și n-am nicio treabă. Dacă și... spui acum că nu ai. <laughs> Acum prea plec. Târziu. De, acum prea plec. târziu, acum ajungem și la Tomiță, deci este prea târziu să pleci Nu este așa, bineînțeles, Nu suntem nici noi uh, cei mai fericiți oameni din lume Nu suntem nici cei mai năpăstuiți oameni din lume, dar avem și noi problemele noastre Adică am avut uh, eșecuri, uh, nu știu, avem, în fiecare zi avem câte ceva care nu merge uh, Ia zi tu, cum am probleme. reușit noi să trecem peste roller coaster. Da, nu, da. Și economic și financiar și cum să zic? Da, nu știu, nu le nu le-am văzut niciodată așa. Asta cu nu suntem în cei mai fericiți oameni din lume, e un pic relativă, că eu cred că majoritatea timpului suntem cu lucrurile pe care le avem. Și asta pentru faptul că de-a lungul timpului am învățat să fim aware de ceea ce e în jurul nostru, să fim conștienți ca să folosesc așa de ce este în jurul nostru și ce avem azi acum și să apreciem lucrurile pe care le avem și asta ne face să luăm și greutățile mult mai ușor, pentru că evident și noi avem greutăți ca da, oricine bine. altcineva. Ce spune el că să apreciem ce avem, eu nu eram așa. Adică la mine totul era dezastru mondial, se întâmpla ceva, se anula totul în jur. Și asta am învățat în an de zile de terapie cu Răzvan, Că asta face el cu mine de multe da, ori. Da, da. <laughs> nu, vrei să știți. No. Uh, am învățat să. Și dacă se întâmplă ceva, o pierzi un business, bani, nu știu, nu mai ai, nu te descurci, nu ți iese. Cum nu trebuie să anulezi tot ce e bun în viața ta pentru că tu nu ai bani să nu știu, plătești o factură sau nu ai bani să mergi în nu știu ce vacanță când toată lumea merge în vacanță. Și asta am învățat eu de la el. Uh, eu am învățat multe de la Răzvan și de la copii. De la mine acum urmează să învăț, dar mai urmează Am învățat că trebuie să te bucuri de ce ai Sănătatea, știu că e foarte... toată lumea spune chestia asta Dar sănătatea este unul dintre cele mai mari uh, daruri pe care ți le dă Dumnezeu Și dacă e sănătos, poți să o iei de la început Eu am luat-o de la început de 100 de ori și nu îmi pare rău Aș fi făcut... Poate că n-aș fi făcut chiar toate greșelile pe care le-am făcut, dar uh, drumul meu în viață tot ăsta ar fi fost orice s-ar fi întâmplat. Um, eu vă mulțumesc că ești mereu omul care îmi încredere, dar pentru tine, <laughs> pentru tine cum e să fi tot timpul uh, pick me up, știi? Da, nu, nu că nu l-am considerat niciodată. Nu, dar continuând ideea asta cu pă, de a fi conștienți de ce avem în jurul nostru și ce avem în viața noastră Bun, și ceea ce ne face uh, să mergem înainte, cred că este cel mai important lucru și cred că asta am învățat în ultimii ani. Să uh, apreciem din ce în ce mai mult și, cum spuneai și tu, să, să uh, nu neapărat să nu iei în serios lucrurile, că trebuie să învățăm și din ele lucrurile negative, uh -huh. că trebuie să învățăm din ele, dar să ne găsim puterea și energia în ceea ce avem. Știi? Și mă uitam acum, că chiar era în spate și vedeam acum. O carte de a lui David Foster Wallace cu povestea aceea cu peștii pe care uh -huh. a spus-o el la nu știu, ce universitate a avut uh -huh. un discurs în care, apropo de chestia asta de a fi conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru și că majoritatea nu suntem sau că învățăm să fim și asta e bine. Și o poveste în care un pește bătrân mergea în oraș, în oraș, în, scuze, un pește bătrân mergea în ocean și la un moment dat se întâlnește cu doi pești mai tineri și Trece pe lângă ei și întreabă Hey boys, how's the water? Și pleacă mai departe Și după doi pești se uită după el, se uită unul la, alt, la altul Și se întreabă What the hell is water? Știi? Adică faptul că nu erau conștienti de locul okay. în care... Da. Și să aprecieze până la urmă how's the water că Asta da. facem și noi până la urmă Notăm în fiecare zi într-un ocean și Dar e bine nu, să ne mai să uităm și ce ocean. are oceanul ăla, știi, <laughs> în el și cum e apa, că e caldă, e bună, putem <laughs> să facem o baie, știi. Asta e până la urmă ceea ce cred că încercăm să învățăm și să ne ținem de lucrul ăsta, pentru că e foarte ușor să te pierzi. Adică lucrurile astea pe care le dobândești în timp și le înveți să apreciezi, în momentul în care se pare că se întâmplă ceva și poate să fie chiar o dramă, tin să le uiți, tin să abandonezi învățătura asta și să te refugiezi iarăși în... Lucrurile, lucrurile negative. Păi, uite, scuze că te întreb că ai zis cuvântul dramă. Cum. ce se întâmplă când pierzi pe cineva foarte drag? Că se întâmplă tuturor asta. Cum. știi, Nu pot să întreb cum a fost când ți-ai pierdut tatăl, că a fost pentru noi un șoc. Dar fost... cum treci peste lucrurile astea în familie? Da, bine. Aici, pentru noi, cel puțin, pierderea lui tata, a fost și anul ăla pentru noi a însemnat foarte mult, pentru că un anul ăla an am pierdut și pe tata și pe tatăl tău Și e greu, e greu și bă, cum să spun, nu știu dacă bă, există aici o rețetă neapărat. Important este să să te lași să trebuie să Lași doliu să se întâmple și până la urmă, și asta e foarte important: să-l păi să faci se consumă. Nu faci asta, pentru că tu, adică, e foarte greu să lași să treacă lucrurile, să te obișnuiești cu ideea. Cum? Obișnuitul cu ideea, nu știu dacă e neapărat. Mm. există o soluție pentru chestia asta, pentru că lucrurile astea nu neapărat trec. Important mm. este să consumi acel doliu, să-l lași să, mm. -l să -l consumi, să nu te mai împotrivești și să-ți dai libere emoțiilor, pentru mm -hmm. că asta e cel mai bine. Altfel, nu faci bine nimănui, nici ție, nici celor din jur, nici celui care s-a dus. Mm -hmm. Cel puțin asta este părerea mea. Nu sunt un specialist în, în zona asta. Dar cred că a, a, a consuma doliu așa cum trebuie, cred că este cel mai important. Eu și după câți ani sunt, trei ani de zile, nu sunt ok cu lucrul ăsta mm -hmm. și nu știu dacă după o astfel de pierdere sau după pierdere în general. În astfel de drame și de tragedii există o soluție, și mm. pentru că nu uiți sau nu trece. Important este cum mergi mai departe, da. știi? Că nu. Doriul nu reprezintă a uita ceva sau a trece peste, mm. ci a învăța să treci cu asta. Mm. Eu cred că asta am făcut până la urmă. Am mm. învățat să trăiesc cu asta. Mm. Nu... Eu cum am perceput eu când uh, s-a dus și tatăl tău și tata, a fost că uh, oamenii ăștia n-au trăit degeaba și că felul în care în care ei uh, au avut însemnătate pentru fiecare dintre noi, uh, trebuie de acum încolo celebrat prin amintiri frumoase, știi? Și tot timpul când ne întâlnim, ne amintim de lucrurile frumoase pe care le-am făcut împreună și uh, Cătălin cu fetele și tata e, ca așa îi spuneam în ultimii ani, tata, uh, pentru că așa îi spuneau copii și tata e cu copii și cum uh, și glumele pe care le făceam împreună și cumva ei trăiesc cu noi prin prisma acestor amintiri frumoase și uh, asta pentru mine, cum să zic, calmează puțin uh, durerea faptului că nu mai sunt și că nu sunt printre noi și că nu vor mai fi. Și cumva, Chiar și Toma într-o zi a zis că l-a văzut pe Tatăl ei, prin curte de a frunze la o parte. Deci ei sunt cu noi, tot timpul, ei sunt cu noi și vor să ne vadă că ne amintim lucrurile frumoase pe care le-am trăit împreună. Așa, ăsta a fost felul meu de a trece peste asta și de a nu rămâne blocată în, știi, în, în neacceptare. Da și până la urmă asta este un fapt al vieții că întorcându-ne și la ce discutase mai devreme indiferent de piedicile pe care le avem sau de problemele pe care le avem în final rămânem cu amintirile. Contează mm. ce alegem noi ca amintiri să le avem pe alea frumoase sau că nu am să plătesc da. rata la bancă. Da. Știi? Aici nu vorbesc de, mm -hmm. repet, de astea în extremă care reprezintă dramele, tragediile mm -hmm. Mm -hmm. Vorbesc de cele de zi cu zi, care unele și pentru mulți dintre noi par că sunt cele mai grave, da. nu sunt nu Da, sunt. celelalte nu sunt, astea nu cu pierderea sunt. oamenilor dragi sunt și nici noi nu știm să explicăm, nu poate să explice nimeni chestia asta Dar celelalte putem să vă explicăm că nu este nicio dramă să nu fii la fel de bogat ca prietenii tăi să nu-ți permis tot ce-și permite toată lumea să... Din potrivă te ambiționează să vorba numai, mai mult da, dar Aici nu e vorba și doar de financiar că Aici lumea are, are dorințe Nu știu Și de ascensiune profesională Și de multe lucruri Lucrurile care nu se întâmplă la un anumit moment Nu înseamnă că sunt eșecuri Evident că trebuie să învățăm din ele Și până la urmă Poate sunt uh, niște uh, E un macaz Care se schimbă mm. pentru noi Pentru că în final să ajungem în mult mai bine. Cum păi spune da, americanul da, cum... The Greater Plan, știi? Da, dar uite cum, de exemplu, explici uh, un om care ajunge la 50 de ani și are toate businessurile failed, uh, profesional nu s-a împlinit, nu știe ce vrea. Uh, cum o explici pe asta? Da, Bukowski la 50 de, de ani. Era sigur că de păi, la și e doar unul din multele da. exemple, dar Bukowski la 50 de ani, a, atunci a publicat prima dată. Până atunci a. De lucra la, la, la poștă, deci. Timbre. Se întâmplă, mm -hmm. e important, că toți căutăm până la urmă, adică căutăm ce e important, menirea. ce trebuie să... Știi? Ce e important să... Keep the faith, ce e important? Da, și să-ți păstrezi și ambiția și credința. Mm -hmm. da. Și dacă ai un vis, să-l urmezi până la urmă. Știu că sună iurea, că e ușor, e ca și mm -hmm. cum spunea ea, nu știu, sunt deprimat, nu mai fi deprimat. A, nu, da, da, ok, zis bine există. Știi? Bine nu e asta, da avem în jur de asta spun eu nu cred că lucrurile care par negative le sunt negative ele ne duc pe da, un drum asta, mult mai da, da. Deci mult asta... mai și de multe ori și știți că noi am învățat și am discutat de multe ori lucruri ăsta că multe lucruri care inițial nu ne, ni se păreau a fi proaste sau mm. că s-au întâmplat și sunt negative au fost bune persoane. au fost foarte bune și că ne-au adus în final undeva mm -hmm. mult mai bine decât da. am fi crezut și că până la urmă nu știu așa cum funcționează universul în sine, Universul nu e construit cu obstacole. Mm -hmm. Obstacolele ne le facem noi. Universul este construit să ne fie bine. Nu, și și dacă Universul, ai câteodată, obstacole, cumva nu, da, trebuie să le ai. Obstacolele pe care, care există sunt puse de noi. Mm -hmm. Universul doar vine și ne mai ghidează din când în când. Ne ajută. Și ne spune, mm -hmm. uite, vezi că așa, și nouă ni se pare, ia uite ce mi-a făcut. Nu, nu ți-a făcut nimic. Te-a luat de mână să te ducă dai. Da, da, da. Nu are nimeni nimic cu noi. Știți că și eu mult timp am gândit, frate, dar n-am noroc, chiar nu am noroc, uite business-ul ăsta nu mi-a mi reușit Are cineva ceva cu mine, n-are nimeni nimic cu noi, dar nimeni n-are nimic cu noi, noi avem cu noi da. Și nu că și... tot faci referire la business-ul ăsta, că am, noi am avut un business care da, a fost l-am dat da. de pereți până la urmă După da. niște ani de succes și mult succes da. și așa, din toate punctele de vedere, nu numai financiar, din multe puncte de vedere s-a dus Problema este că Business-ul ăla nu acolo am greșit că s-a dus, că s-a dus din considerente mai mult sau mai puțin obiective sau care depindeau mai mult sau mai puțin de noi Dar ce am greșit a fost chestia aia, vorbea românească, să tragi de calul mort da. știi? Noi asta am făcut și ce am făcut de fapt am agravat mult mai mult o situație care mm -hmm. nu era atât de gravă mm -hmm. Pentru că încăpățânarea în chestia asta și de, cum să spun... Așa cum am fost învățat, nu știu, și prin educația și prin anii în care am trăit la așa Mi se pare că trebuie să ținem totul așa și să nu Înseamnă că ce o să zică vecinii? Știi că exact pe stilul ăsta Nu, trăim alte vremuri, trebuie să ne adaptăm Iar cine are succes e la care să știe că nu renunță Am citit să nu mai știu cine pe Instagram zilele trecute Și până la urmă ce a zis mă lumea? A, Morodana a pus Și până la urmă ce a zis mă lumea? Așa, ce a zis lumea? Da. A zis ceva? Sau a contat? Da, vorbeam de hate în online și cum și nu eu numai. mă amuz când citesc, vă dați seama, 45 de ani după dita mai circul cu, de prin viața mea, de la începutul carierei mei, mele publice, vă dați seama, eu mă amuz la toate comentariile, adică vă pierdeți timp cu mine, dar îi mai trimit răzvani. Din când în când mă mai și la comentariile non-prietenilor, la care mă uit toată pan. Dar mă uit când am chef să râd și uh, am tot felul de, deci sunteți, sunteți savuroși uh, Cum se raportează totuși oamenii puștanii, oamenii mai tineri, care uh, cărora le pasă despre acest hate online? Eu aici am exemplu personal, că nu știu, n-am fost niciodată o persoană publică, uh, am fost doar prin asociere că... uh -huh. Bine, da. și eu Adică soțul doamna Amalia da. De fiecare dată când, când zic chestia asta, mă râd de, de unul singur că Mi-aduc aminte de Zach Galafinakis în Between the First, când a avut invitat pe Brad Pitt Și una din întrebări zice la un moment dat Zice, auzi Brad, dar tu cum stai cu bronzul? Și el a zis așa și zice, cum adică? Ce? Pentru că trăiești numai în umbra, nevestetii Exact, așa și eu, până la urmă. Da, ești alb, fiecare, așa. fiecare prezentare a mea este soțul amarist, Doamna. Ce vreți să mă Eu, sunt, mă să eu sunt, eu sunt. Uh, da, și deci, ne fiind o persoană publică, și în momentul în care m-am asociat cu tine, ca să spun așa, atunci am fost expus. Uh -huh. Bine, eu niciodată nu prea mi-am luat niște chestii direct mie, că, uh -huh. sau de puține ori dar evident că la și mai ales perioada de început, în momentul în care se mai scria despre tine și așa, mă mânca undeva și mă uitam în secțiune de comentarii pe la tot felul de articole mizere și efectiv simțeam aici un acid, nu știu cum să spun, deci mă mă, mă, mă da, nu că era gastric, o aici, da, da, da. înțelegi? Deci de fiecare dată și mă consuma, chiar dacă, cum să spun, conștient sau nu știu, pretind că am un, cât de cât un nivel mm -hmm. de inteligență, încât să-mi dau seama că oamenii nu poate să mă rănească și nu au de ce să mă rănească, mm -hmm. dar era evident că mă consuma. Pentru mine, ruptura totală a fost în urmă câțiva ani de zile, absolut întâmplător, a apărut în articol despre cineva, o persoană care murise. Și persoana știu că era cunoscută, dar. Cum să zic, era o persoană neutră, adică nu era o persoană care a fost implicată uh -huh. în scandaluri uh -huh. sau ceva, nu uh -huh. mai mi-aduc aminte cine era uh -huh. Cântăreț, actor, ceva uh -huh. de gen. Cert e că nu știu cum am făcut și am auzit, am ajuns în gaura neagră a comentariilor uh -huh. la acel articol, post, nu știu ce era Și eu în momentul ăla am îngrozit de ura gratuită și de cuvintele sub orice critică la adresa unui om care murise și care, repet, nu avusese nicio conotație da. de niciun fel, de politică, scandaluri, chestii de genul ăsta. E, din momentul ăla e ca, pentru mine a fost ca atunci când ești sătul și zici că din momentul ăla sau ți s-a făcut rău da, de la da, ceva și din momentul ăla nu mai consum ce ți s-a făcut, băutura apă, da, sau da, da, da. mâncarea respectivă. Pentru mine ăla a fost momentul de... A iar acum știu foarte bine că și în cazul tău există foarte multe comentarii negative, că n-ai numai prieteni, nu știu de da. știi asta, nu mai um, că... Da, și tu, tu ești o, o persoană foarte ușor de uh, hateuit, ca să spun da. așa. Pentru că Lumea, am văzut de multe ori chestia asta și aici fac o paranteză apropo de ce discutam Ești altfel decât când știam știa mai nu știu ce Aia să știți că nu e neapărat o, bă, un, <laughs> compliment. E, e un compliment E ușor așa tot Dar înțeleg ce spune pentru că tu ai un mod de, de a fi destul de direct Și oamenii dacă nu trec de uh, multe ori de sarcasm ușor pe care le ai De pă, chestia da. aia de miștocăreală, ca să uhum. spun așa Văd altceva știi? și atunci imediat poți să te eticheteze iar anumiți oameni care trăiesc într-o chestie foarte de suprafață, imediat te vor eticheta ca o persoană care va fi hate Mă rog, și în continuare, deci asta spuneam că știu că există comentarii negative și la adresa ta și probabil la adresa mea, dar am ales cea mai simplă metodă și cea mai sănătoasă metodă de a trata, a le ignora și să nu le citesc. Băi, eu mă mai din când în când, să știți, să știți și mie chiar, adică pentru că știi de ce mi-e place foarte mult să mă pun în pielea oamenilor și să, să mă gândesc cum s-a ajuns la acest. Pentru că, mă rog, majoritatea sunt conturi false, dar, dar cum ai ajuns tu să-i scrii lui una pe care n-ai văzut-o în viața ta, n-ai nicio treabă? Să-i scrii lui aia, băi, ești foarte nașpa, deci e deci dacă nu era ăla, tu erai aia, dacă nu era... de, de, de ce? Bine, da. De ce? De ce? Da, de asta spun. De ce? ce? nu știi, nu te poate răni până la urmă. Și nu că te pe mine mă amuză, că nu e... vă zic, puteți să mai înscrieți că pe mine mă amuză, dar pentru voi nu e chiar ok așa, știi că e... Adică nu sunteți ce mai mișto din, de la petrecerea școlii, sunt nasol. Dar cum te întrebase mai devreme cum să facă cei care chiar se, um, care chiar cred că oamenii ăia sunt niște oameni, niște profesori universitari care au ca și scop caracterizarea fiecăruia și ei au impresia că verdictul pe care îl dau oamenii aia despre ei este chiar despre cum sunt ei. Da, da, asta îți spuneam ce discutam și mai devreme și aici vorbesc nu din perspectiva unui specialist, ci din perspectiva unui om care a trecut prin niște lucruri, să spun așa. Le-am așa și mm -hmm. cum le-am, cum să spun, rezolvat eu până la urmă. Că asta chiar am rezolvat. E unul dintre da. -un lucruri pe care chiar mm -hmm. le-am rezolvat. Noi am rămas în acea paradigmă Care am fost învățați în trecutul nostru Că suntem la vârsta asta în care am trăit acolo În care de rușinea vecinilor, profesorilor Rușinea omului de lângă noi Că așa dacă facem nu știu cum Și atunci am rămas cu această chestie Pe care o manifestăm în continuare Se poate trata Dar se poate trata în momentul în care Cum spuneai tu, nu mai e personal Că lucrurile... Dacă o să vă uitați, personal, că da, de -aia, aia, zic eu uh, momentul în care o iei personal, înseamnă că omul ăla este are puterea asupra, putere asupra ta. Majoritatea, cel puțin în hate online, pentru că o să discutăm și despre hate-ul în viața de zi cu zi, mm -hmm. care este foarte mare da, și da, da, Este absolut. foarte mare și foarte greu, pentru că se întâmplă, nu știu, mm. și cu prieteni și cu familie da, și cu da, da, da. peste tot. Dar uh, în, în partea asta în online, dacă o să vă uitați, oamenii care sunt cei mai, cum să spun, gălăgioși în mediul online sau pe un cont anume O să-i vedeți că sunt pe mult mai multe conturi la fel de gălăgioși Da, adică e o meserie asta de, Da, nici măcar este o manifestare Aici, eu cred că hate-ul se poate împărți în două Odată problema pe care o avem noi, ăia care, cum să spun, ne facem publici anumite mm -hmm. lucruri De la omul obișnuit mm -hmm. care pur și simplu postează o poză pe Instagram mm -hmm. cu copilul da. Până la oameni care nu știu, sunt cântăreți, actori și da, care postează. Da, da, da. E o problemă care și asta trebuie discutată. Și a doua problemă, cea a oamenilor care comentează. Oamenii care comentează și ei sunt foarte multe categorii. Mulți dintre ei sunt oameni care au probleme și au probleme la fel ca noi, care nu știu să și le manifeste sau nu mm. știu să și le gestioneze. Da, și atunci, toată ura sau furia. Și o manifestă în altă parte. Este ca claxonul pe care îl primești la semafor, mm. la care se înfige în semafor când s abia s-a făcut verde. Omul ăla, dincolo de lucru, de faptul că ți-ar veni să-l înjuri, că face lucrul ăsta, este foarte posibil să aibă o problemă. Poate da, -a afla că mama lui a avut, tocmai afla că are cancer sau poate. Da, și uh, am Tocmai că... l-au dat afară de la servicii. Nu, nu ai de unde să știi lucrurile da. astea. Că și eu câteodată mă grăbesc și că... să leșin când îi văd pe unii că uită pe unde sunt. Da, bine, eu nu-i m dar mă pot pune în pielea celui care de fapt te că el de fapt trebuie să ajungă undeva. Da. Dacă da. am putea tot să nu mai fim agitați degeaba, ar fi bine și să fim agitați doar când avem vreo problemă reală. Repet, bine. gestionarea emoțiilor nu e pentru toată lumea. Da. Nici noi care suntem trecuți prin niște lucruri nu consider că ni le gestionăm mm -hmm. cum trebuie. Mai avem ani în care să ne autoevaluăm, în care să ne autoeducăm, ani de terapie. Mai avem de făcut până să ajungem așa. Dar unii oameni au mult mai puțin decât am avea mm. Unui. Și atunci trebuie înțeles. asta nu înseamnă că trebuie să accepti. Nu trebuie să accepti nu, da, ura, că ura sunt... nu trebuie să accepti bullying ul noi, că nu sunt noi de acceptat. Nu avem, eu nu am hate pe care l-au alți. Sunt artiști foarte cunoscuți în România și așa, care au un hate care este chiar toxic. Adică se iau de copii, se iau de, știi? Și vorbeam noi înainte că dacă îți expui copilul în online, asta e, trebuie să accepti și nu trebuie să accepti că ți-a ceva copilul, e o imbecilitate să nu. să cer cuiva chestia asta. Bulingul se întâmplă din păcate. Ah, da, nu, 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 și la tineri tuturor, și la, da, da, da. Tuturor. Tuturor. Da. Și asta este o problemă. Nu repet, nu trebuie, nu înseamnă că trebuie acceptat. A, nu, din păcate, de din păcate la tulurile pe care există deocamdată mulți Mulți învață să trăiască cu chestia asta mm. și să învețe din lucrurile astea și să, să, să nu-i afecteze Dar mm. sunt mulți care sunt afectați și sunt afectați din păcate la un mod destul de, da, de mare da, sunt, și de puternic simt. Pentru că influența asta, gândește-te pe vremea noastră când nu existau toate lucrurile astea, influența grupului Care era, putea să fie în anumite cazuri foarte nocivă Păi și acum? Aici este exp da, 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 expunerea și puterea acestor tuluri este imensă, adică da, de presiunea, de e acea presiune, presiune socială știu, și de... trebuie să învățăm să... și copiii, noi așa l am învățat și pe fete, trebuie să înveți să filtreze. Și când vezi un comentariu urât, zice, a, ăsta de -o la nebun. Pac, la o e parte. Ușor să spui. Nu trebuie să intri și să zici, mamă, dar dacă a zis ăla că m-am îngrășat, și dacă te-ai îngrășat, ce trebuie? Ai contract cu ăla să nu te îngrașă. Adică, nu, oamenii... Tindem să îi vedem perfecți pe cei care ne văd pe noi imperfecți Și este exact invers Ei sunt cei imperfecți, ei sunt cei care simt nevoia să jignească pentru că ei sunt imperfecti Și vor și ei să se simtă puțin, să-l să facă pe ăla să fie și el trist ca el a, doar asta este singurul lucru pentru care un om îți comentează urât. Din păcate, care nu te cunoaște, bine din ces. păcate o problemă socială majoră la noi în continuare este manifestarea asta de grup, dacă vrei, al sindromului Stockholm, în care cel care este mai agresiv are ascendent asupra ta. Și e o problemă asta, adică aici trebuie lucrat la lucrurile astea, mm. pentru că... Uh, da, la mesajele oamenii, frumoase cumva le aștepți. Oamenii, oamenii, care vor să facă bunii, care urăsc online și viața de zi mm. cu zi, sunt oameni care clar că au probleme, deci n-au cum să aibă un ascendent. Au probleme mai mari păi ca da, tine. Păi da, ăla e imperfect, nu tu. Aia spun și eu. Da. 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 Bine, 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 mă, hai, curcați-vă, vă scrie da, da. sau scrieți, sau știți voi. Să trecem la alt, la alt subiect, rolurile tu în cuplul nostru Tu citești de pe foaie sau mi se pare mie? Da, că înțeleg, Răzvan, citești de pe foaie, pentru că adică fac cum? foarte multe lucruri toată ziua și nu țin minte toate alea da, Păi da, uite, să vorbim despre rolurile în cuplul nostru Adică, rolurile în cuplul nostru Da, ce facem Ce facem, cum în, facem Da Așa, adică personal, Cine spală business. vasele, cum facem, cine mașina face business la Da, mașina spală vase Da, dar cine umple? Da. Eu. De câte ori ai umplut o mașină de spălat? Niciodată. Niciodată. Da. Vedeți? Dar cine ți a făcut ție de mâncare de atâtea ori? Cine-ți da. face cele mai bune cocktailuri? Da. Păi, am discutat și eu. Păi vrei de. să fac eu cocktailuri? Sincer. Am făcut. Tu? Am discutat și eu. fac cocktailuri. Acum, gata, mi cu pus eticheta că <laughs> trebuie să fac eu cocktailuri. Poate nu, nu vreau, nu. dar poate n-am chef. Mai întrebat și pe mine vreodată, dar, Răzvan ai chef să faci un cocktail? Nu. nu. Uh, da, roluri. Păi, nu știu, că noi cred că ne-am împărțit. Adică, sunt adică niște reamuri de astea, de -astea că nu sunt pe care le gândești, noi. bă, nu trebuie nu. să fac eu asta, că după aia zice nu, ăla, că nu știu ce. Nu. Ia să facă și asta, mâncare, ia să. Și cred că nu ne-au venit natural, dar aici chiar nu știu dacă e neapărat o rețetă, ci cum ne-am raportat unul la altul. Da, adică da tot... trebuie luată în considerare pe anumite lucruri, în primul rând respectul unei față de celălalt, în funcție de uh -huh. X factori, de la cum se simte cel de lângă tine până la. Da. nu știu, orice altceva. Da, nu eu, nu avem niște tabele așa în casă, tu faci aia, eu fac aia pentru că altfel tu nu ești bărbat, altfel eu nu sunt femeie. Dar în același timp, mie mi se pare că în orice cuplu trebuie păstrat așa puțin, păstrat echilibru între bărbat și femeie. Adică eu nu vreau să car eu să acoșe niciodată. Eu vreau să le car tu. Eu nu vreau să, știi, nu vreau să fac muncile bărbătești doar ca să Demonstrez cuiva că și eu pot. Că eu nu pot și nu vreau. Să fac muncă de asta de. Păi da, uite, vezi aici te contrazică Pentru că până, până una alta și pasta asta ai făcut-o Eu când eram m-am operat, de exemplu ai, da, -ai operat când aia ți-am scos eu ochii Nu e vorba o neapărat, neapărat aia. o chestie de asumare Și că de acum încolo trebuie să faci asta ca să ce? Că nu trebuie să demonstreze nimeni nimic Până la păi urmă lucrurile dar... pe care le facem Fiecare le facem așa cum ne simțim Și când vin ele în funcție de momente De orice Da, dar știi, sunt anumite cupluri În care spun noi facem lucrurile în mod egal noi nu le facem în mod egal, facem mai mult. Da, nu știu dacă fac mai mult. Poate eu fac mai mult pe o zonă, tu faci mai mult pe alta. dar nu mi se pare că n-am simțit-o într-un anumit fel. Știi, da, uite, nu știu, zona de business, poate eu tot timpul trebuie să fiu partea aia de structură și de strategie, dar asta nu înseamnă că e un reproș. Auzi mă, băi, fii că am făcut strategia de trei ori luna asta și tu o dată. Nu, niciodată. Că nu văd de ce, adică fiecare face la ce se pricepe, fie că într-un cuplu, nu știu dacă e ideea de a face competiția asta, ci de a te completa. Că o asta da. e până la urmă. Și completarea poate să fie de la activitățile zilnice, alea mici, de la faptul că azi gătește unul mâine altul, dar nu gătește pentru că e rândul lui, ci pentru că ăla face altceva, nu are timp. Adică, mm -hmm. niște lucruri de astea. Asta mi se pare secretul, dacă vrei. A te completa. Indiferent în ce. Da, uite cum facem, totuși, cu cuplurile care nu se mai completează de mult și care stau împreună. Aici nu știu ce să zic. Știi care e chestia? N-aș vrea uh, să discutăm din punctul ăsta de vedere al analizei și să judec pe alții, pentru că fiecare știe. Lucrurile pentru că nu pe dăm care... cu, subiect păi și nu, nu, cu subiect și predicat. Dar nu, cum să spun, mi se pare că uh, a intra în viața adică de acolo cuplu trebuie greu. să știi foarte multe lucruri despre. Trebuie să fii acolo. Păi nu, care trebuie să adicezi. În general. A, sunt foarte multe e, cupluri nu. Care, în care nu mai există. Lasă că nu poate, el fac eu, există exact invers. Ia să-l ia să să găsesc da, ăsta cu ce a făcut. Aici nu vorbește o, niște Știi? cupluri care sunt sănătoase. că Acolo păi există da, o multe. problemă în spate. Păi da, da, dar acolo există o problemă în spate în care au dispărut anumite lucruri, de la poate să dispare de la iubire la pasiune. Păi la și respect. Ce facem în acest caz, răzvan? Păi, ieșim din zona de confort adică în general. Ne ducem. Nu, adică în ne, nu neapărat. Ori lucrezi la lucrul ăsta și să dai seama să A, fii conștient, asta, pentru da. că știi, mi se pare că multe lucruri care nu mai funcționează cum trebuie. Sunt și aici nevorbite, vorbesc, de, vorbesc de oameni, cum să spun, adică cazuri pe care le-am mai văzut. Dar nu ne vorbite, neconștientizate Na. mai mult. Știi? Adică mi se pare că primul pas este acela de conștientizare și după aia, dacă vrei să. Uh -huh. Muncești, trebuie să ieși din zona de confort, da. pentru că s-a creat deja o zonă de confort în care și -a să a trăit. Trei da. luni, un an, 5 ani, 10 ani. Da, pe de fapt, să asta era întrebarea mea. Dacă ce faci, încerci să repar sau. E, alegerea fiecăruia. Da. Și dacă alegi să repar, și dacă alegi să pleci, e tot și de din zona de confort. Da. Da? Aici, de, de asta spuneam. Deci, de ceva în casă. Asta era ideea. Da. Ce facem cu masa, cu sexul, cu asta? Vorbim ce de asta sau nu avem voie? Nu știu, în emisiunea ta avem voie să vorbim? Da, trebuie să vorbim și de asta, pentru că o să avem invitați și oameni care sunt specialiști în anumite domenii, printre care și asta, dar. Și asta ce am, mai, pe nume, că mi se pare Sexul, am zis. Am zis, Razan. Știi, la noi este foarte tabu, în continuare, să vorbești despre sex, când vorbești despre pasiune, cumva foarte multă lume. În viața intimă asociază pasiunea cu, bă, cât mai vorbesc ăștia despre asta, știi? Pasiunea trebuie să existe cum, cum ne raportăm la, știi, să... Știu că se vorbește mult despre asta, dar cum faci ca în, într-o căsătorie și într-o relație lungă Să fii tot timpul... să ardă unul după altul? Cum... Eu știu cum facem, că o simți. Foarte greu. Pot să vă zic cum să faceți voi, că o trebuie să o simți. dar cum poți să înveți? Dacă nu o simți, o simți. Ne, n-ai. cum, nu? Dar nu. Eu Cred că, discuția, cred că discuția se duce între sex versus pasiune și care sunt... Partea cu sexul în, cuplu, el poate să existe și la nivel de programare, dacă vrei. Au trecut trei săptămâni, vezi că e vinerea aia când știi că... Da, oră, la fix. Aia n are nicio legătură cu pasiunea. Mi se pare Aia. că primează și pasiunea, că și din pasiune, până la urmă, se duce în zona de sexualitate, dacă vrei, de manifestarea sexualității și toate lucrurile de genul ăsta. Iar pasiunea, pe de o parte, sexul poate să decurgă din ea, Și de la altă parte, pasiunea poate să aibă foarte multe, mai puțin, cum să zic, sexul doar fiind una dintre ele. Uh -huh. Pasiunea înseamnă, nu știu, de a păstra anumite lucruri și de a nu știu, al săruta apă la când pleacă de acasă unul dintre ei, fără a-i da un, un pupic așa respectos, până la, nu știu, a scrie poezii unui altuia. Astea sunt niște lucruri care țin, dar care nu trebuie făcute iarăși programate. Pentru că asta e ca Valentine's Day, știi? Uh, pasiunea nu înseamnă că ai organizat Valentine's Day, nu înseamnă că e pasiunea aia. Da. Nu înseamnă că. Niciodată nu mai ai fost undeva de Valentine's Day. Da, știi? Totuși. Adică lucrurile care sunt neprogramate neapărat sau negândite și simțite. Și pasiunea cred că se, se duce prin a, a simți. Evident că tot ce înseamnă uh, spiced up, your life, cum? or Spice. sexual life, pe, aici depinde. de la, Intrăm în niște detalii, cum să zic, de manifestarea a. Vieții sexuale pe care poți să le ții de la jocuri și până alte lucruri. Jocuri și, poa și, și poate să, fie da, de la roleplay-uri și multe alte... Mamă, păi n-ai mă voie în lucruri. societate. Păi cum adică? Păi ce o să A, zică în societate nu, păi în societate nu, că păi așa, da, acasă copii. ai voie. A, da, okay. Acasă ai voie. Nu, deci trageți-vă, trageți-vă da. trageți cortina și faceți... jocuri. Uh, jocuri. Da, jucați-vă. Jucați în emisiunea da. următoare o să vă spunem și ce și cum, dacă uh, sunteți cu Da. Uh, nu, dar asta îți spun. Adică tu poți să... Uh, da, și la asta, dacă să facem, la 45 nu, de ani să mai existe, faci de, ca asta? de exemplu să existe o, această joacă, acest role-player sau orice altceva ar însemna să condimentezi viața mm -hmm. sexuală, tot trebuie să existe o ăla de pasiune, da, că altfel degeaba da. îl faci. Adică nu. Exerciții fizice poate să facă oricine, aia nu are nicio legătură cu. și nu e neapărat o viață sexuală sănătoasă aia. Pentru că viața sexuală nu ține numai din actul în sine, ci de manifestarea emoțiilor și a lucrurilor care se petrec în actul sexual în sine. Și, pe la fără pasiune, mi se pare că degeaba. Nu, da, deci nu merge nimic dacă nu ai treabă cel. Da, nu merge nimic. Deci asta. Eu, eu am vrut să vă la, văd, la, la, dar -am pe un nivel tref, voi, am cum să vă ajut. La nivel sportiv merge, dar nu. Cât să că... faci sport, de asta, da, așa, în gol? Da. Um, hai că am terminat și cu sexul, va ajunge. Deocamdată. 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 Um, ce să zic eu, răzvane? Uite planurile tale pe hai Cincinalul care vine. Noi nu știm ce facem de pe azi pe mâine. Hai să vorbim e. înainte de, a, de viitor, hai să vorbim de trecut, de bă, bă, cele mai frumoase amintiri, de exemplu, pe care le avem noi în viața de cuplu și care sunt alea. În afară, evident, de, de nașterea, nașterea copiilor, copiilor da. și. Păi, nu știu, mi se pare că vacanțele sunt cele mai, cele mai prețioase amintiri pe care le avem, în afară de atunci când s-au născut copiii, pentru că e ceva ieșit din sfera pe care toată ziua o trăim, și sunt acele, cum să spun, stele, așa de pe constelația vieții noastre, care tot timpul vor străluci, știi. Adică, nu știu, am fost în Maldive. În Seychelles, înșel, nu știu, chiar și la New York. Locurile. Zici deci, chiar și la New York, de parcă ar fi fost chiar la... Bine, nu, dar multă lume a fost la New York. Fierbinți. Da, multă lume a fost la New York, dintre no, oameni pe care îi cunoaștem. Care -au fost. Uh, da, dar știi, o, să spun, bine m-a fost și aia la Paris. Parisul de fiecare dată și acum când am fost cu Alessia, îl redescoper și îl găsesc altfel și mai impresionant și mai frumos. Adică Um, toate vacanțele și toate călătoriile prin țări um, ar trebui să nu ne plafoneze imaginația. Știi, iar mă duc la Paris, mă duc doar la restaurantul ăla, mă duc doar la hotelul ăla și asta e, că acolo îmi place. Nu, trebuie tot timpul să descoperi lucruri noi. Și, adică, știi, și când eram, stăteam mai mult în elei, în fiecare zi mai găseam câte ceva, mai Adică da. nu știu, ne uitam și la case, eu, eu cu Ema acum la Paris, ne-am plimbat pe multe străduțe și ne imaginam fiecare apartament, um, care e povestea lui, cum arată și ce să vezi Am trecut pe lângă un apartament și mi-a zis Emma, mama zice uite cât de tare e apartamentul ăla, și ăla era apartamentul pe care eu l-am vizitat Și era să-l iau înainte să-l am pe ultim apartament, exact pe acela și nu l-am luat pentru că era foarte mizerie în el și nu mi-a fost atât de am fost atât de scârbită de ce mizerie da, era acolo, azi, dar el era superb, apartamentul a, făcut, a, acum era superb. Care apartament când, ca să înțeleagă lumea, că nu avem apartamente la Paris. La a de că, pe vremuri, da? Da, la de pe, pe vremuri, vremuri dar Înainte da, să așa. le iau pe ăla pe ultimul, uh, la de pe vremuri și asta. Da. Că zici uh, că e ultimul de parcă l-am avem, da. Așa. Da, nu, trebuie să știți voi chiar tot. Dar vreau să spun că Emma a găsit un apartament pe care eu uh, eram gata să-l cumpăr. În tot Parisul ăla, ea mi-l a arătat pola, știi? Și uh, cumva lucrurile astea mi se pare că sunt uh, foarte uh -huh. sugestive, știi? Da. Adică gândim la fel ca așa vorbeam și despre Alesia, că eu îmi simt copii cum sunt fericiți, cum cresc, cum. și nu trebuie să fie neapărat lângă mine sau legați de mine. Uh, simțim la fel, eu. ar trebui să o aibă toată lumea asta. Toată lumea o are, dar ar trebui să-și dea seama foarte multă lume de asta, că cumva oriunde ne-am plimbat în lume. Ne întâlnim cu cei dragi și în gânduri și în da, da, Locurile în general pe care le vizitezi și faptul că poți și că îți permiți să faci lucrul ăsta dar și ajungi în niște locuri Locurile îți dau diferite tipuri de energie Iar în momentul în care le faci cu persoanele dragi ție, că sunt copii, că suntem doar noi doi uh -huh. sau asta Se leagă noi chestii pentru că uh -huh. se manifestă energia în diverse feluri, știi? Că așa, nu știu, vacanța noastră a, așa este cea pe care am făcut-o în Irlanda atunci da, super. mai mulți ani de zile în provincia Donegal, care este uh -huh. cea mai de nord provincia al Irlandei. unde nu o, se duce nimeni. Unde nu Noi se duce nu ne nimeni, ne că nu, e de, nu este o chestie neapărat turistică, că este o... Niște sate. Sunt sate până la urmă. Pe malul Dar am găsit pe malul oceanului un hotel la care am stat, care mai țin minte, era Sandhouse primul... Hotel. Primul hotel, da. mă rog, pornise de la o căbănuță și Așa. era primul loc de surf din Europa sau ceva de genul, nu mai știu cum vede. Și am fost acolo când luam biciclete și mergeam 30 de da. kilometri dintr-un sat super. în altul pe zi și da, ne Da, a fost, am fost o vacanță superbă superb în care nu s-ar duce nimeni din oamenii pe care îi cunoaștem noi dacă le-am spune despre asta. Și noi a fost super. energia pe care am dezvoltat și faptul că mm. nu știu, ne-am descoperit noi în alte lumină da. parcă și a fost. Da. Super, da. Altă, altă vacanță, uite că putem să o legăm de subiectul. putem să o legăm de subiectul. De, subiectul trecut, cel cu sexul. Așa. așa. Și ah, apropo da. de vacanța, când noi doi cam. Na, o să da, mai povestim, vă punem poze cu, cu, cu vacanțele cu copii, dar când am fost așa noi doi la Amsterdam, am zis că acum gata, câțiva ani de zile, Upe. Știu că, am, știu vizitat tot ce se putea vizita, de la muzeul sexului, la toate sex shop-urile Ne-am luat și noi tot felul de lucruri și eram puși pe treabă, eram puși pe treabă să ajungem la hotel. Numai că înainte să ajungem la hotel, am zis, noi intrăm și noi intrăm în coffee shop și fumăm ceva, că nu se poate să la altă, și să nu fumăm nimic. Doamna Amalia de față care noi nu... Noi nu niciodată. Nu, fumea, nu fuma pe vremea aia, adică nu a fumat niciodată, eu fumam, eram fumător de nu știa să tragă în piept și noi oricum, ca hapsânii, ne-am luat câte o țigare fiecare să da. tragem cu iarbă, dar se înțelege. Și uh, ea, eu trăgeam din țigara, trăgeam în piept, țineam, nu știu ce, da, și ea tot îmi spunea, nu, dar eu nu simt nimic, asta e proasta mea, dar nu, da, da. Ai luat de aia ieftină. M-a convins într-un final că așa eu mai prost, să o fumez și pe aia. Și eu, 10 minute, am fumat două țigări. Drumul până la hotel, în taxi, a fost cel mai oribil lucru pe care l-am experimentat vreodată. Deci, nu, simțeam că mor atunci, nu știu ce se Cert este că am ajuns în camera de hotel cu făcuse și noi cumpărături. Mamă, ce am zis că facem? E nebunit. Suntem pe sex direct. A dormit Așa am dormit, așa am așteptat pe pat, pe marginea patului și am adormit până la doua zi dimineața. A fost, frumos, ok. Până după aia am plecat. Să mergeți și voi, dar cu măsură. Deci, uite, vacanțe, amintiri, amintire, energie. Da, da, nu avem poze de atunci sau nu, nu știu știu. dar da. Păi da, nu vreau să vă că v-am plictisit? Dacă v-am păi plictisit, nu, vă am, uitați. Am zis că trecem și pe viitor, că am fost în trecut, acum trecem pe viitor. Pe Ce planuri viitor, ai tu, Amalia, da. pentru următorii 5 ani? Eu pentru următorii 5 ani vreau să fiu foarte bogată. M-am gândit eu că dar am fost acum la Paris și am văzut că e e mișto să ai bani și așa. Păi da, trebuie să ai foarte mulți bani. Adică dacă ai doar bani, a da, e nu te deci mai, -te place, mai eu am -te ales, Da, eu am ales în următorii 5 ani să am foarte mult spațiu foarte bogată, să nu doar foarte bogată, bogat, nu doar bogată. Deci pare normal, asta adică asta m-am gândit să fiu. E... Că dacă ești doar bogat așa, tot pe stai la coadă cu ea și, exact. și la business și la da. nu e ok. Mm -mm. Deci dacă n-ai aviat tău privat, exact. yacht tău De și -am, da. Da, -mm. eu asta am. Deci ăștia, următorii 5 ani i-am dedicat acestui obiectiv. În rest fac și eu ce știu toată ziua până când ajung să câștig banii foarte mulți, um, ajut toți copiii pe care pot să-i ajut, um, îi distrug psihiatric lui Răzvan în fiecare zi liniștea, uh -huh. că fac și asta. E, nu, te rog, dar... <laughs> e... Da, dar tu ce vrei să faci în următorii 5 ani, în timp ce eu mă îmbogățesc foarte mult? Eu pot să stau în umbra ta în continuare, <laughs> că nu ies de acolo, Amalia, să știi, doar, doar îți cer voie când ies să mă duc am și eu. Înțeles. Nu știu, eu am planuri așa mai care, să ne, care, să care ne bă, bă, descoperim, să ne, bă, mai mult decât bă, ne manifestăm bă? menirea fiecare dintre noi. Cred că asta e cea mai mare dorință. Eu am luat-o prea serios. Trebuie să zic uh -huh. și eu ceva cu bani și cu asta. Nu, dar asta e și rea. De exemplu, să mi se pare că suntem în continuare, deși facem multe lucruri care ne fac plăcere. Din punct de vedere profesional, hobby-uri, etc., mi se pare că încă nu suntem acolo. Adică încă simt Păi, nu suntem acolo că uh, am avion privat. Să, uh, nu, vorbeam de menire aici, nu de bogăție, de bogăția aia altă. Și că chiar dacă facem multe lucruri care ne plac, încă n-am ajuns să. În Haiti. Da. În Haiti. În... Hawaii. Ea cu, n ai, -ai, -ai cum cu ea. În da, Hawaii, tot da, n-am ajuns în Hawaii. Da. Chiar dacă Eu zic că trebuie să închidem emisiunea aici, că deja Sunt o materialistă. Nu da, să am o discuție cu asta că nu mai Sunt o materialistă gata. și vrea. Dar Sper că ați înțeles ceva din emisiunea nu, asta că nu, nu mai pot. V-ar da. plăcea să mergeți în Hawaii, de exemplu, uite mâine, Să sui în avion să pleci în Hawaii. La vă, votați acolo, ce vreți să vă descoperiți menirea sau să, de, să plecați în Hawaii. Hawaii? Vă rog, acolo. Da. Așa, da. Stai puțin, te rog. Uh, momentul sponsorului. Avem și noi momentul sponsorului. Uh, a, nu, nu avem momentul, că nu avem sponsor. Da, nu, nu avem. Da. Păi, da. Încheiere. Încheiere. Da. Bine, o să ne întâlnim să știți și cu alți oameni, nu o să vorbim mai noi doi. Ce și, mai o să, să vin mai și eu? O să te mai chem pentru că știi de ce, Răzvan, eu aș vrea să aducem prietenii de -ai noștri așa cum îi cunoaștem noi în cuplu, care probabil că unul dintre ei este faimos, dar celălalt este omul tot așa unul din umbră care da, da, nu mai cupluri stai puțin că nu mai cupluri nu cuplur. nu 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 și oameni care nu sunt în cupluri dar aș vrea să nu știu să merg cu ei prin să văd ce fac într-o zi să uh -huh. și după aia să venim la interviu. Ce ți-ar plăcea? Mi-ar plăcea da mi-ar plăcea. <laughs> bine, mă, așa o da. să fac <laughs> bine atunci o să fii cuminte. Te da. pup. îți mulțumesc că ai venit la emisiunea. Nu, eu îți mulțumesc că m-ai invitat. Mai vii? Și... Da, mai inviți? Da, eu mai vin. Uh, nu știu de probabil că emisiunea în ține va mai avea și pe mine co prezentator sau ce, cu... cum, cum se cheamă chestia asta, că nu știu, co moderator, cu co cu invitat și ceva. Uh, în unele episoade, nu, nu unele episoade, da. Vreți să mă vedeți și pe mine mai des. Apăsați subscribe uh, da. Și Vă cam atât. Și, și eu. mai eu. vorbim. Și eu. aveți grijă. Unde mă uit? În care... Vă pupăm! Bye! Bye.